datorită evaziunii fiscale extraordinare. Care a fost rezultatul? 2 rectificări bugetare în minus. 50.000 de locuri de muncă pierdute numai în cursul anului trecut. 81 de firme închise în fiecare zi. Și l-am auzit aseară pe domnul Crin Antonescu spunând că nu regretă nimic. Domnul Iasea nu regretă nici taxa pe stâlp, nici taxa pe combustibil, nu regretă nici că voia să pună capăt instituțiilor media care nu le erau favorabile. Mai țineți minte de proiectul de lege al insolvenței. Din nefericire încep astăzi cu o nouă minciună. Crin Antonescu și PNL în opoziție, iar PSD-ul continuă farsa sub numele de USD. Și unii și alții v-au mințit, și unii și alții au mințit pe români, numai că, din păcate pentru ei, încearcă Mișelește și Ponta și Antonescu să fugă de răspunderea guvernării. Ponta și Antonescu cred că românii sunt orbi și surzi, numai că rezultatele guvernării rămân. Au promis 1.000.000 de locuri noi de muncă. Și numai în cursul anului trecut au pierdut 50.000 de locuri de muncă. Au promis dreptate până la capăt. Și au reușit împreună să propună cele mai corupte guverne din istoria României. Ba mai mult, au vrut să mutileze și Constituția și Codul Penal pentru a-și salva clienții. Numai departe de ieri, PDL-ul a oprit în Senat încă o încercare de a lăsa fără muniție ani. Oprim definitiv proiectul de lege care urmărea modificarea legii administrației publice locale și practic îi obliga pe cei aleși să intre în Consiliul de Administrație, adică să scape de toate problemele pe care le au mii de aleși locali în țara asta, în momentul ăsta. Au spus că vor reduce CAS-ul, dar au făcut invers. Au introdus 35 de taxe și impozite noi. Și de aceea, toate aceste minciuni îi vor ține împreună pe domnul Ponta și pe domnul Antonescu. De fapt, dispariția guvernării USL seamănă cu încercarea de ștergere a urmelor unui jaf. Numai că amprentele rămân și românii îi vor taxa la viitoarele alegeri. Cearta dintre Antonescu și Ponta nu a fost decât pentru funcții. Iar ea s-a acutizat atunci când Antonescu era deja sigur că nu va mai fi susținut de PSD în alegeri, iar Ponta era sigur, a și spus-o domnul Antonescu, că nu l-o mai propune pe domnul Ponta prim-ministru. Nu poate fi liberal, tot am auzit vorbindu-se de liberalism foarte mult în zilele astea, cei care erau cât pe aici să fie de acord cu cota unică, cei care în 21 de luni n-au reușit nici o măsură pentru crearea de locuri de muncă, cei care au asistat în permanență la toate încercările de a submina instituțiile statului și de a salva într-un fel sau altul clienții politici. Partidul Democrat Liberal niciodată nu s-a abătut de la calea lui. Am propus în acest an o serie de măsuri pentru relansarea economiei românești, pentru a crea locuri de muncă atât de necesare României. Sunt în Parlament proiecte de legi și l-am și discutat cu guvernul la un moment dat, care să promoveze simultan reducerea CAS-ului cu 5 puncte procentuale, care să ducă imediat la scăderea coteului la 12%, la scutirea de impozit a profitului reinvestit, asta au preluat-o liberalii, la creșterea salariului minim pe economie la 1.000 de lei. Iată de ce, în continuare, asistăm la farse și nu credem nimic din cele spuse în ultimele zile de cele două partide, nici de PSD, nici de PNL, nici de Ponta, nici de Antonescu. Dacă dumneavoastră aveți întrebări.